Hai, salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod de FS23 pe acest canal. Ei bine, fraților, astăzi facem un episod mai special deoarece vreau să discutăm puțin despre multiplayer și bineînțeles despre modding legate de FS23, pentru că foarte mulți întrebați prin comentarii și chestii de genul. Sunt foarte mulți care se plâng prin comentarii că jocul nu are multiplayer și e nașpa, că are grafica foarte pixelată și tot felul de chestii de genul, așa că lăsați acolo un like dacă vă place episodul ăsta. Lăsați și un comentariu, bineînțeles, și bun, hai să trecem la episod, să ne mai lungim. Nu știu cât de lung o să fie episodul ăsta, după cum știți, ieri nu am postat, dar am venit astăzi cu un clip aici și sper eu că o să vă placă. În primul rând o să discutăm despre multiplayer, pentru că foarte mulți dintre voi sunteți dezamăgiți de chestia asta că jocul nu are multiplayer în momentul de față și că v-ar fi plăcut să vă jucați cu prieteni sau, cu prieteni în mare parte, că altceva nu ai. Și bineînțeles era tare, nu zic nu, dar aș fi putut să mă joc și eu cu voi și tot felul de chestii când se va lansa jocul, dar din păcate jocul nu are asta după cum știți și bineînțeles că nici versiunea finală când se va lansa jocul nu va avea multiplayer și da, eu tind să cred că multiplayerul nu va veni prea curând sau chiar niciodată pe acest joc, probabil va fi ca și FS20. Probabil mulți dintre voi, și da, am și văzut chestia asta, mi-ați demonstrat unii prin comentarii, mi-ați scris că ce este așa de greu să bage multiplayer, că nu era așa greu, puteau să bage foarte, foarte ușor și chestii de genul. Unii am văzut că spuneau că este destul de greu, dar da, este greu să bagi multiplayer într-un joc. Dacă băieții vreau să bage chestia asta în joc, era de la bun început și nu ar fi trebuit să facă un update sau chestii. Nu știm dacă pe viitor va avea multiplayer sau nu, dar eu zic că nu va avea, deoarece ca să ai multiplayer trebuie să scrii jocul de la bază cu chestia asta, să faci multe, multe codări pe acolo și tot felul de chestii. Deci în programare trebuie făcute foarte multe și da, eu zic că jocul nu va avea pentru că îți trebuie și servere, îți trebuie mai multe chestii ca să poți să joci multiplayer. Bine, poate unii dintre voi ați zice că s-ar fi putut face ca pe FS18 să poți să joci de la apropiere, cum ar fi să joci prin Bluetooth sau pe aceeași rețea de Wi-Fi, dar da, nici chestia asta nu mi se pare foarte, foarte interesantă, deoarece tu dacă ai un prieten, să zicem, nu știu, un alt oraș sau el stă în oraș și tu la țară sau invers, sau bine, poate unii dintre voi ați zice, băi frate, dar stau în același oraș cu prietenul meu și am putea să ne jucăm mereu, dar da, nu este chiar așa interesant să zicem așa. Ar fi mult mai tare să aibă servere și să poți să te joci la distanță cum este pe FS22. După cum știți, pe FS22 trebuie să ai un server și chestii de genul, după care intră playerii, trebuie cu parole și chestii dacă vrei să fie privat. Deci s-ar băga foarte mult în, cum să spun eu, în greutăți, dacă pot să zic așa, dar nu este cuvântul potrivit pentru această frază, să zicem așa, dar da, ce vreau să vă zic este că nu va avea multiplayer jocul ăsta, eu țin să cred că nu va avea și da, probabil unul dintre voi a zice, bă frate, dar nu mai zice înainte pentru că nu știi și nu ai nicio idee, dar având în vedere cum arată jocul și cam cum se prezintă până acum, eu zic că nu o să aibă pentru că dacă ar băga și multiplayer, uite, mai este o fază, dacă ar băga multiplayer ar trebui să fie și mai optimizat jocul și bineînțeles că ar trebui să ai un telefon și mai performant pentru că, da, ar trebui să îți ruleze și, cum să spun eu, ce face prietenul tău pe hartă odată cu tine. Bine, știu că asta este legată și de internet, dar și calculatorul tău sau, bineînțeles, în cazul nostru telefonul, trebuie să îți ruleze și el toate chestiile astea, deci este destul de greu. O să încheiem aici acest subiect cu multiplayerul pentru că nu mai am ce să vorbesc despre el. Sper că v-am lămurit cu toată situația. Vreau să înțelegeți că totuși FS23 este un joc de telefon, nu este un joc de PC sau consolă, pentru că na, pe telefon este mult mai limitat și după cum ați văzut, unii mi-a zis că grafica arată foarte pixelat, adică mulți mi-a zis, nu foarte puțin, de când sunt gameplay-uri pe YouTube și da, așa este, am văzut că arată destul de pixelat în unele clipuri, dar asta se datorează și prin faptul că YouTube-ul compresează într-un fel videoclipurile puse pe YouTube, adică și clipurile mele. Dacă eu fac un videoclip, să dau exemplu, 4K, ei bine, YouTube-ul mi-l compresează
când îl aplodez. Și bineînțeles că strică puțin calitate, deci nu este la calitatea aia maximă, iar problema asta este de foarte mult timp pe YouTube, probabil de la început și nu au rezolvat-o nici acum, dar probabil așa va rămâne și de acum încolo. Deci și ăsta este un motiv pentru care voi îl vedeți pixelat, dar na, având în vedere că este filmat pe Nintendo Switch, probabil pe Switch na, n-ai cum să filmezi probabil decât cu o placă de captură, zic eu. Eu nu știu dacă poți să filmezi direct de pe Switch, să ai vreo aplicație sau ceva implementat direct din Switch să poți să filmezi ecranul, dar eu cred că este filmat cu o placă de captură și probabil și asta datorează chestia asta cu pixelatul, dar poate versiunea finală a jocului o să arate mult mai bine. Și na, să nu uităm că asta este o versiune a jocului Early Access, deci este o variantă a jocului neterminată, să zicem așa, este nefinalizată, după cum știți s-au băgat și niște update-uri pe joc, chiar dacă nu este încă lansat, dar da, asta este toată situația și cu acest subiect, pentru că am vrut să îl discut și pe ăsta, deoarece mulți mi-au zis prin comentarii chestia asta. Și acum să vorbim și despre modding, pentru că unii dintre voi mă întrebați dacă puteți să băgați UTB-uri și tot felul de chestii în joc. Ei bine, probabil va avea modding. Bineînțeles, nu va avea modding oficial, să zicem așa, o să fie probabil ca PS20-ul să facă comunitatea moduri, să-l modifice jocul și chestii de genul. Pe o parte nu prea îmi place pentru că o să strice din nou jocul. Bine, pe PS20 l-a ajutat foarte mult modding-ul pentru că jocul era destul de vechi și update-uri nu prea se băgau așa de multe, mai ales că avea doar o singură hartă și chestii de genul. Na, comunitatea a făcut moduri și ați văzut că a fost destul de interesant, dar pe PS23 nu prea aș vrea să fie moduri, sincer, doar dacă erau oficiale și cam atât. Moduri făcute de comunitate nu prea mi-aș dori, deoarece ar strica jocuri după cum am zis și ar fi super nașpa. Mai bine așteptăm să bage băieții DLC-uri și chestii de genul pe joc decât să stricăm jocul cu moduri. Asta este strict părerea mea, dar chiar și așa, jocul bineînțeles că va avea moduri cu siguranță dacă băieții nu au codat jocul într-un anumit fel, dar bineînțeles, după cum v-am zis, eu nu mi-aș dori. Să-mi spuneți părerea voastră dacă voi v-ați dori moduri. Am văzut că unii dintre voi chiar vă doriți să aveți moduri în jocul ăsta, în PS23, și eu mi-aș dori, dar în mod oficial, nu făcute de comunitate și băgate prin fișiere pe acolo în nu știu ce metode și chestii de genul, cum era și pe PS20, dar da, poate pe viitor, dar eu nu cred că o să avem. Pe jocul ăsta o să avem doar DLC-uri și bineînțeles update-uri free, cum erau pe PS20, cu utilaje și vehicule noi. Bineînțeles că o să vedem ce o să facă pe viitor băieții și cu aceste DLC-uri pe care le-au planificate. Poate o să adauge și hărți noi și chestii de genul și poate cu ocazia asta nu o să mai fie modat jocul, dar o să vedem. Și da, asta este toată treaba și cu modding-ul. Ei bine, am vrut să aduc și subiectul ăsta în discuție pentru că mulți dintre voi spuneți prin comentarii că voi abia așteptați să se lanseze și că vreți să se bage UTB-uri și tot felul de chestii. Nu știu ce vă place vouă așa de mult la acel UTB, pentru că mie nu-mi place așa de mult. Am mai discutat cu băieții pe Discord parcă pe subiectul ăsta și da, mie mi se par niște tractoare demodate. Știu că bunicii voștri mai au și acum chiar, la unii dintre voi poate au acel tractor și poate unii dintre voi ați crescut cu acel tractor, dar ar trebui să mergem și noi înainte, să evoluăm și să ne uităm și noi la tractoare din astea moderne, cum ar fi Fendt, Massey Ferguson și celelalte, pentru că ați văzut și voi cât de faine sunt. Bineînțeles că pe jocurile de la Farming nu o să vedeți niciodată un UTB oficial din joc, dar am vrut să aduc acest subiect pentru că mulți sunteți obsedați de acest UTB. Bun, cam astea au fost toate chestiile și cu modding-ul și cu multiplayer-ul. Sper că v-a plăcut acest episod, nu știu cât de lung o să fie, dar sper eu că v-a plăcut oricum. Probabil nu o să fie foarte, foarte lung, dar în următoarele episoade sper eu să venim cu un episod cât mai lung, pentru că episodul acela de 20 de minute aproape a strâns foarte multe vizualizări și am văzut că v-a plăcut foarte mult, așa că probabil o să mai facem episoade lungi de acum încolo. Da, cam ăsta a fost episodul, sper eu că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, lăsați acolo un like, abonați-vă, dați un share, că mă ajută foarte, foarte mult chiar. Și bineînțeles să-mi spuneți părerea voastră în comentarii despre subiectele pe care le-am discutat astăzi în acest episod.
După cum v-am zis, probabil multiplayer nu vom avea niciodată și eu țin să cred chestia asta pentru că nici în FES 20 nu am avut și mai ales că jocul FES 23 este mult mai complex ca celălalt, așa că probabil nu o să avem chestia asta. Și bineînțeles, despre moduri v-am zis părerea mea și probabil o să fie moduri făcute de comunitate, ceea ce nu-mi place după cum v-am zis, dar asta este, o să vedem ce o să fie pe viitor. Să aveți o zi sau o seară bună în continuare, iar până data viitoare v-am salutat și numai bine. Pa, pa!